avem în vedere și propunerea unei alianțe care să cuprindă în cadrul ei o listă comună la alegerile pentru consilierii locali și județeni, de ce nu. Avem variante foarte concrete pe care le propunem partenerilor noștri, astfel încât să ne realizăm obiectivul principal, acela de a înlătura PSD-ul de la foile acestui oraș. Repet, timp de 20 de ani a fost de ajuns, e timpul să schimbăm acum administrația Constanței și să înlocuim această administrație cu una coerentă, cu una puternică, una care poate scoate Constanța din marasm. Noi o să avem propunerea asta, bineînțeles, cred că am putea strânge foarte multe voturi în această variantă. Nu mă îndoiesc că celelalte partide vor avea contrapropuneri, își vor promova și vor solicita să aibă proprii candidați la primărie. Ce vreau să spun este că niciunul dintre aceste partide la care am făcut referire nu trebuie să se gândească că va putea obține de unul singur toată puterea în Constanța și va obține cu susținerea celorlalte și vom obține dacă vom ști să partajăm puterea în Constanța, să ne înțelegem asupra unor liste de consilieri care să fie echitabilă, să fie justă și să reflecte adevărata putere a fiecărei forțe politice. Eu vă întreb de primar, dumneavoastră asta e sondaj? Noi avem un sondaj comandat care care va veni, al cărui răspuns va veni pe la jumătatea lunii martie. Și e un pic târziu, dar nu e foarte târziu. Vom ține cont și de sondaje și de multe alte aspecte. Hai să vă întreb altfel. Dacă cercetarea sociologică va arăta că alt reprezentant al opoziției vă depășește pe dumneavoastră, veți accepta susținerea lui din partea acestei alianțe? Așa cum eu însumi solicit sprijin din partea celorlalți parteneri, este firesc ca și ceilalți parteneri să ne ceară același lucru. Deci, de principiu, cu toții ar trebui să agreem ideea ca în momentul în care se va detașa net unul dintre candidați să fie susținut de celelalte forțe. Eu cred foarte tare în șansa mea și cred că se va reflecta și în sondaje, dar va trebui să ne uităm efectiv pe acele sondaje și cu siguranță nu vor fi singurul element care ar trebui să fie luat în calcul. Va trebui să fie luat în calcul și posibilitatea și puterea de a coaliza în jurul acelei persoane forțele politice, de a nu demobiliza propriile partide, pentru că e foarte important ca acea persoană care va fi aleasă drept candidat unic din partea forței anti-PSD să reușească să mobilizeze partidele. Deci sunt aspecte pe care trebuie să le negociem. Decizii vor fi la nivel local aprobate de conducerea centrală sau rămâne strict negocierea de aici? Negocierea noastră la nivel local va fi foarte importantă și am discutat deja și cu Dan Barna, cu președintele partidului. Există deschidere pentru a găsi astfel de formule de alianță care să facă posibilă înlăturarea PSD-ului de la administrarea municipiilor importante, cel puțin. Iar pentru Consiliul Județean, pentru președinte? Putem gândi o alianță mai largă la nivel județean, care să implice și candidaturile la funcția de președinte al Consiliului Județean, la primărie. Un partid poate avea candidat pentru primărie, celălalt partid poate avea candidat pentru Consiliul Județean. Sunt formule care pot fi avute în vedere fără nicio problemă și apelul meu este, repet, nu atât pentru conducerile formațiilor politice, pentru că am o comunicare bună cu aceste conduceri, ci pentru simpatizanții noștri trebuie să își imagineze momentul în care putem da la o parte împreună acest PSD nociv. Ați scăzut în calendar acest proiect? În săptămâna următoare cred că trebuie să avem primele întâlniri în cadrul cărora să discutăm cu creionul pe hârtie și să facem scenarii. Este foarte neproductiv, să spun așa, ca toate aceste forțe politice
să își piardă energia și resursele umane, de timp și poate chiar financiare în a se contracandida, în a se ataca reciproc și a pierde în felul acesta puncte importante în fața PSD-ului. Noi trebuie să stabilim, dincolo de formula de consilieri și de formula politică în care putem veni cu astfel de alianță electorală, trebuie să stabilim și un program politic comun, să aducem la același numitor comun proiectele pe care le avem fiecare și cu care să le prezentăm în fața constanțenilor. Pentru că dacă campania electorală, dacă o punem sub auspiciile unei alianțe electorale, va trebui să fie dusă în comun, pe strategie comună și cu însemne comune. Deci avem posibilitatea să facem lucrul ăsta și cred că vom fi o forță față de care PSD-ul nu va avea câștig de cap. Decizia pe care conducerea Partidului Național Liberal a luat-o în privința susținerii candidaturii Nicușor Dan mă face să cred că o asemenea variantă este posibilă. Este independent, însă noi am venit cu o variantă de alianță electorală locală care poate fi agreată și de partenerii noștri. Repet, nu trebuie să câștige nicio parte totul și nu trebuie nicio parte să piardă ceva. Ar fi o alianță pe care o propunem astfel încât să câștigăm cu toții. Altfel, dacă vom candida separat și ne vom disipa forțele, vom pierde cu toții și va câștiga PSD-ul. Ceea ce, în opinia mea, e dezastruos și inacceptabil. Asta înseamnă să condamnăm Constanța la subdezvoltare și să plece toți tinerii din Constanța, ceea ce... Dar unde și PMB la Constanța? Este ultima întâlnire la PMB-ul, PNL-ul, La un loc nu a fost întâlnirea, însă separat am avut anumite discuții. Am avut o discuție cu domnul președinte Eugen Tomac, la care a participat și domnul președinte Claudiu Pala din Constanța. În privința PMP-ului, situația este mai delicată, pentru că au ales în 2016 să intre într-un fel de alianță de conjunctură cu PSD, însă dacă își asumă chestiunea asta ca fiind o alianță de conjunctură, dacă doctrinar se consideră partide de dreapta și fundamental partide anti-PSD, putem să avem în vedere și o astfel de variantă, doar că s-ar putea ca în ochii electoratului să fie considerată o abandonare a principiilor. Deci să pică, foarte deci bine. Pică alianța cu PMP. Am discutat, deci nu vrem să îi înlăturăm din start, dar... Domnul deputat, relația noastră personală cu organizația PNL Constanța e mai bună decât relația domnului Chița cu aceeași organizație? Ce credeți? Adică ați dat în susținut la noastră? Membrii cu conducerea. Adică veți fi sau nu candidatul unii. Din punctul meu de vedere, relația noastră este una foarte bună. La ce nu nivel? Ne-am atac... La nivel de conducere este una bună, avem o comunicare bună. Întotdeauna am discutat deschis cu colegul meu, domnul deputat Bogdan Huțucă, de chestiunile acestea. La nivelul... la baza partidelor, să spun așa, trebuie evaluat această variantă. Eu consider că eu am un atu aici în fața unor alte variante. Nu am atacat PNL-ul local.